Am însă totuși o nădumerire, dacă doriți, și în egală măsură și o strângere de inimă. Cum poți să fii eroina Maria Ion Zaharia în etate de 12 ani? Care este povestea ei? Ce a făcut-o pe eroină și de ce la 12 ani? Povestea ei, aș putea spune că este pe cât de simplă, pe atât de tulburătoare. Avea numai 12 ani când, originară fiind din satul Pădureni, s-a deplasat ceva mai aproape de Mărășești, la câțiva kilometri, în satul Haret, la bunici. Aici ne aflam însă în plin sector operațional al armatei române. Deci războiul acesta nu a fost numai al infanteriei, a fost deopotrivă și al artileriei. Și specialiștii chiar spun că una din cele mai violente canonade ale artileriei române a fost trasă tocmai aici, la Mărășești. Deci vorbim de tiruri între două ore și chiar trei ore, de o intensitate deosebită. Ori, pentru ca aceste tiruri să aibă precizia așteptată, fiecare baterie avea nevoie de o echipă formată din doi militari. Unul era observatorul, celălalt telefonistul. La un moment dat, observatorul este ucis de ploaia de gloanțe care se îndrepta spre noi. Scena aceasta în care este ucis observatorul a fost, se spune, observată de Măriuca Zaharia. Ea, cu un optimism extraordinar, s-a oferit să ia loc. La început, Ilie Gherghina, telefonistul, a refuzat. Nu i se părea normal să facă acest lucru, tocmai ea, o fetiță de 12 ani. Ea însă i-a închis practic gura cu următorul argument: vreau să fac și eu ceva pentru țara mea. Din acel moment, ea a fost stăpână pe situație, i-a spus: nu te mai uita la mine, mai bine ajută-mă să urc. A urcat și a început să transmită, până când la un moment dat, în același timp în care el este grav rănit, și ea este lovită de o schijă și se prăbușește. Și acesta este momentul în care se termină acest episod dramatic al zilei de 6 august la Mărășești. Muzeul din Sovejă are o carte de onoare. Multă lume a scris aici, adevărat, însă ceea ce impresionează cel mai mult este poate un text scris la 11 august 1990. Am să încerc să-l citesc așa pe cât mă pricep, deși mă cam gâtuie emoția de pe acum. Spune așa: după 72 de ani de când am luptat pe aceste meleaguri, în 1916-1918, fostul copil de trupă și sergentul Constantin Drăgoescu din Crasna de Gorj, am revenit pentru a revedea totul la vârsta de 92 de ani și pentru a aduce un gând de dragoste și după moartea foștilor mei colegi de luptă și de dragoste pentru România mare, pe care ei cu sângele lor și noi cu dăruire am înfăptuit-o atunci. Rog tinerii de azi să o păstreze întreagă.